Deci trebuie să vedem cine sunt organizatorii, cine sunt sponsorii, ca să vedem cui trebuie să mulțumim. Iată, a venit și domnul Ilie Macovei, am spus că și dansul nașilor și dansurile copiilor a fost în coreografia dumnealui. Vă rog frumos aplauze pentru prietenul nostru drag, Ilie Macovei. Mulțumim, domnul Ilie Macovei. Copiii au învățat dansurile dumneavoastră și eu zic că s-au prezentat onorabil. Și acum organizatorii, Parohia Ortodoxă Română din Aluniș, reprezentată prin Părintele Paroh, domnul Sorin Ilota, în colaborare cu Primăria Comunei Frumușeni, reprezentată prin domnul primar Reginald Andronic, cu sprijinul Consiliului Local al Comunei Frumușeni, al Consiliului Județean Arad, prin Centrul Cultural Județean și al singurului nostru sponsor, adică nu este singurul, dar sponsorul nostru principal care nu ne lasă niciodată, Alex Rus. Deci haideți să vedem și acești sponsori. Este vorba de domnul primar. Vreau să vă spun că masa pe care am servit-o după ce am ieșit de la slujba religioasă a fost suportată costurile acestei mese de către domnul primar. Îi mulțumim din suflet. Haideți să-l aplaudăm. De asemenea, vreau să spun că acel cozonac foarte bun și gustos și mare, cozonacul acela mare și frumos care a fost făcut la biserică, este din partea doamnei viceprimar Irina Iovan. Dânsa a colaborat cu două, trei femei, nu am numele, știu că este Mariana Lugigel, nu mai știu cine sunt celelalte două, dar vă rog frumos, an de an dumneaei face acest cozonac pentru biserică. Haideți să dăm aplauze și doamnei viceprimar și mulțumim din inimă pentru că este mereu alături de noi, absolut întotdeauna. Îi mulțumim din suflet. Pe lângă dumnealor, e vorba de Cici și Silviu de la Brutărie, de doamna Nasta, de Victor Pop, doamna Opriș Lucia, Lal Dumitru, Iancu Gheorghe. Pe lângă aceștia pe care i-am citit, eu aș vrea să mulțumesc tuturor mamelor și bunicilor care au făcut prăjitură, pentru că a fost un lucru foarte important pentru noi, pentru masa de prânz pe care am avut-o. Aș vrea să mulțumesc de asemenea lui Mariana, lui Gigel și lui Ina, pentru că ne-au ajutat cu aceste costume. Vedeți că au costume noi copiii, ați văzut și cei mici, că sunt îmbrăcați la fel. Vreau să vă spun că materialul este cumpărat pe banii noștri de la ansamblu. Am făcut în acest an două rânduri de costume, dar manopera, pentru manoperă trebuie să mulțumim doamnei Ina și doamnei Mariana de la Frumușeni. Haideți să le aplaudăm și pe ele. O să începem programul al doilea cu cei mari, cu vechii membri ai ansamblului Bizere. Și vreau să mulțumesc și părinților, în special părinților celor mici care s-au implicat. N-am cuvinte de mulțumire, pentru că părinții celor mari deja sunt rodați de atâția ani. Ei știu exact ce au de făcut. Dar cei mici, pentru părinții celor mici, acum prima dată și-au dat examenul, ca să zic așa, n-am cuvinte de mulțumire cum s-au implicat. O să mergem, dacă mergem așa mai departe, o să fie foarte bine. Le mulțumesc din suflet. Thank you.
vă vouă! Noștri, aceștia sunt copiii ansamblului nostru. Nu vorbim. Vreau să vă spun că avem 9 ani de activitate, 9 ani de activitate neîntreruptă. Unii sunt chiar de 9 ani membri ai ansamblului, unii au venit mai târziu și n-au mai plecat. Acești copii sunt copiii care țin ridicat standardul activității culturale artistice de atâția ani, care ne bucură cu prezența lor, care ne fac această bucurie și această cinste. Eu zic că merită pe deplin aplauzele dumneavoastră. Vreau să le mulțumesc și părinților care au încredere în mine și care își îndrumă copiii pe această cale și vreau să le mulțumesc copiilor cu tot dragul și vreau să spun că sunt foarte mândră de ei, pentru că dacă noi avem
avem activitatea neîntreruptă, asta înseamnă că sunt serioși. Așa e sau nu? Eu sper că și dumneavoastră îi apreciați. Ruga de la Frumușeni, ruga de la Luniș, 8 martie atunci când avem unde, jos la bizere, deplasările pe care le avem, cu colinda în casele dumneavoastră. Deci absolut tot ce facem, facem cu acești copii. Sunt serioși, vin la toate repetițiile. Și de aceea sunt foarte mândră de ei și mă bucur că ei există și că eu am această bucurie să lucrez cu ei. Ei sunt în picioare de azi dimineață. Au fost la slujba de la biserică, am fost la împodobirea nașilor, ne-am întors înapoi la biserică. Deci vă dați seama cât este ora și de azi dimineață, de la ora 10, ei deja sunt obosiți, dar după cum vedeți, nu s-au dat bătuți și au stat aici ca să prezinte acest spectacol pentru dumneavoastră. În aplauzele dumneavoastră o să coboare după scenă pentru că le ajunge de azi dimineață. Vă mulțumesc, dragi copii, și susțineți tot așa.